Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019, program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional, clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastroase au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Bună seara, iată-ne din nou la o emisiune a Dilemele Zilei, o emisiune dedicată dezbaterilor electorale. Am ajuns la jumătatea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, o emisiune în care sunt numai puțin de 5 invitați, așa că în prima parte voi încerca să-i prezint, după care intrăm în discuții în partea a doua și a treia. Avem așadar ce să facem în seara aceasta, să sperăm că în limitele CNA-ului, prevederilor legale, aviz unora dintre invitați, sau, mă rog, unuia dintre invitații în această seară. O prezint la început pe Gabriela Târs, reprezentanta ALDE Gorj. Bună seara, Gabriela! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți telespectatorii noștri. Mulțumesc și eu că ai ajuns la emisiune. De asemenea, domnul Nicolae Davițoiu, președintele PMP Gorj, reprezentant al acestui partid în această seară. Bună seara, domnule Davițoiu! Bună seara! Ocupat cu telefonul deocamdată, distribuie emisiunea. De asemenea, Nicolae Ivăniș, prezent din partea ProDemo. Bună seara, Ivan! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ne-am regăsit. Domnul Romeo Simionescu, din partea ProRomânia. Bună seara, domnul Simionescu! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor noastre! De asemenea, îl salut și spun bine ai venit domnului Nicolae Mita din partea PSR, Partidul Socialist Român. Bună seara, și salut și respectuosi telespectatorii care urmăresc propunerea asta. Bună seara și dumneavoastră, a trecut jumătate din campanie, câte un minut fiecare,
păreri, impresii, dacă ceea ce am văzut la televizor că s-a întâmplat în țară s-a întâmplat și în județul Gorj sau nu se poate face o comparație. La nivel de județ, liniște deocamdată, la nivel de țară... E bună liniște asta? Ce înseamnă? Cum o traduce? Ce liniște are și am răspuns la timpul ei. Cred că începând de săptămâna la altă, cam începe războiul. De fiecare dată, la când se apropie finalul campaniilor, atunci încep contrele. La ce înseamnă războiul acesta? Discuția prinse, bătăi, scandaluri, bătăi, doamne ferește, afișe rupte, nu? La afișe, punctul la locul lor și astea. Deci un dezinteres total pentru alegeri. Și partidelor care, la nivel de țară, se laudă că au văzut bătăuși cu ciumage, cu bolovan, cum știu, dar pe media nu s-a văzut nimic. Probabil și teama asta de a avea un răspuns. Domnule Simionescu? Deci, până în prezent, campania se desfășoară în aceeași notă ca și la nivel național. Încă nu am semnalat derapaje sau alte atacuri ale principalilor competitori în această campanie pentru alegerile europarlamentare. Evident că probabil le teamă unora de prezența marțienilor, dacă ar fi să luăm, să ne uităm la melodia pe care o anumită formațiune politică a considerat utilă să o lanseze pe piață prin intermediul solistului Nicolae Guță. Și atunci, cu siguranță, nu le este teamă unora nici măcar de mație. Da, au trăsărit toți intelectualii când au ascultat melodia aceea. Ivan, cum a fost până acum, cum va fi de acum înainte? Liniște și pace? Scandalul la televizor? Exact. Exact este exact cum convine partidelor mari. Știi? Liniște și pace. Astfel ei sunt siguri de un rezultat. În rest, partidele mici trebuie să muncească. Vin la ideea cu Nicolae Guță, când toți intelectualii au sărit în sus. Din păcate, intelectualii au sărit în sus, dar să vedeți că electoratul lor sare direct în urmă. Și atunci avantaj promotorilor Nicolae Guță, fiindcă suntem o țară de maneliști, așa ne vor ei. Din păcate. Și uite să vedeți cum strategiile lor astea, jocul, aș spune, pentru 2020. Am mai fost mâine. Un partid care a apelat la Nicolae Guță. Deci haide să ne înțelegem, nu știu, la locale, parcă mai vii printr-un județ, un primar de comună, un, eu știu, nu știu, ai o ieșire de genul ăsta. Dar la europarlamentare, tu, partid numărul 1 în România, să te-ai pus să promovezi astfel de mizerii, mi se pare josnic. Își cultivă electoratul. Își cultivă cu ce? Cu această inițiativă de a produce campanie pe omane. Nu? Încă o dată, josnic. Ăsta e electoratul sau ăștia sunt politicieni? Toți, să știi că la petreceri mai ascultăm genul ăsta de muzică. Știi, acum nu are sens să trecem în extreme. Dar încă o dată, este o campanie a alegerilor europarlamentare. Să vii, să te promovezi cu Nicolae Guță. Hai să vin serios. Și care nici măcar playback, nu ăsta, live nu te-ați mai cânte. Un playback de toată jena. Și atât. Exact ca ei, că și ei sunt tot un playback, să știi. Nu vezi că pe dezbateri nu vin cu idei, cu construcție, cu nimic, cu nimic, cu nimic, cu nimic. Și nici nu-și mai permis să mai vină Eugen. Eu înțeleg strategia PSD-ului până la urmă. Stau ascunși acolo în vizuine că ei n-au ce să spun oamenilor. Ce să le spui? Dacă de 28 de ani ai mințire, ce să mai spui acum? Să le spui ce? Iară ce le-ai spus acum 4 ani sau cu 8 ani? Creșteri de pensii și salarii? Păi creșteri de pensii, dar și contuarul a crescut de amețești după 5 ture. Înțelegi? Asta cu... Asta cu salariile și cu pensiile, că uite, pun monopol pe discuție până la, fără să vreau. Cum să spuneți, mulțumește până la urmă oamenii care plăteau factura de curent, Eugen, 15 lei, 18 lei și nu simt. Înțelegi? Ea n-au simțit. Ea pus la pensie 7-800 de mii sau 7-80 de roni, ca să discutăm în roni. Și la contoare vine cu 2-3 lei în plus. Nu simte, să știi. Combustibilul nu simte că nu învârte roata la mașină și uite cum o categorie de oameni sunt până la urmă mulțumiți. Învârte, dar nu de cu unde se învârte? Păi mama vine cu microbuzul de 3 ori cu mașina. Domn David Soiu, deci femeia nu simte, spun sigur. Nici contoarul nu simte că lăsește 18 lei factura, pe când dumneata care ai 15 lăs frigorifice sau eu care am nu știu ce consumatori, de la 6 milioane plătesc 8 sau 9, să știi că eu simt. Sau care învârt roata la mașină zilnic, 102 de kilometri. Iar la fel simt. Nu mai bag de un milion, constat că bag de 1,5 milion pe sună.
Deci lucrurile astea, vedeți, noi să le simțim noi, dar cei care le ascultă pe E frumoasă ca Casanta, sau cum îi spune Luguță, de cântă melodiile astea penibile, ăia nu, ăia nu o simt. Gabriela, reprezentantă unui partid aflat la putere. Da, reprezint ALDE și este un partid la guvernare. Așa cum am mai explicat în multe emisiuni, ALDE este în continuare la guvernare pentru că are anumite proiecte pe care vrea să și le promoveze și doar așa se poate. Din punctul a reușit, domnule Davițe, cu multe proiecte și dacă îmi permiteți să exprim și eu punctul de vedere cu privire la felul în care se desfășoară această campanie, vreau să discut despre melodia Nicolae Guță neapărat. Deci nu vi-l asumați pe Guță. Alianța, dar pe Guță nu vi-l asumați. Noi nu ne asumăm multe lucruri care vizează această alianță. Așa cum știți, la Gorj am ridicat deseori problema cu privire la disfuncționalitățile alianței. Ba, deseori am spus că nu funcționează deloc la Gorj și știți foarte bine asta. Cred că în numeroase situații pozițiile noastre au fost mult mai acide la adresa colegilor de alianță decât a celor din opoziție, fără supărare. Mai ales în ceea ce privește situația din minerit și energie, dar sunt și alte subiecte. Cred că nu mai poate nimeni să pună în discuție poziția noastră atâta vreme cât renunțăm la cei pe care îi considerăm în afara ALDE și într-o alianță mult prea puternică și fac referire aici la domnul Eduard Lădaru și la domnul Nicolae Muja. Am preferat să renunțăm la niște funcții care până la urmă reveneau partidului. Nu știm dacă vom mai obține, de exemplu, funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean, dar preferăm să nu avem mâini moarte și să nu avem cei din conducerea nouă a partidului niciun motiv să ne reproșăm că am susținut pe cineva care nu face politicile echipei din fruntea ALDE Gorj. În ceea ce privește felul în care se desfășoară campania electorală, vreau să vă spun că noi nu am ales să facem campanie clasică, am văzut și eu fotografii și tot felul de lucruri de la campaniile pe care la campania pe care o desfășoară alte partide, nu am nimic de comentat. Sper ca în aceste dezbateri să reușim să promovăm cât mai mult din proiectele și prioritățile cu care vine fiecare echipă la europarlamentare și să își aleagă cei care sunt interesați în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, continuăm discuțiile în teritoriu cu oamenii noștri, cu simpatizanții. Chiar ieri am avut câteva întâlniri. Spre exemplu, la Țânțărei am fost extraordinar de încântată să văd că echipa noastră este foarte mare. Au fost la întâlnirea cu noi peste 200 de membri și simpatizanți, hotărâți să schimbe tot ce se întâmplă în comunitatea de la Țânțăreni. Au și ei nemulțumirile lor, cum și noi le avem pe ale noastre, pentru că toți cei care facem parte din noua echipă ALDE Gorj am făcut pasul către politică, nemulțumiți fiind de felul în care se face politică atât la Gorj cât și la nivel național. L-ați înțeles în colegii noastre de la guvernare. Și v-am explicat exact care este punctul nostru de vedere cu privire la această alianță. Domnule Davițoiu, cu cetățenii din județul Gorj trebuie să înțeleagă un lucru, este extraordinar de elementar. Noi nu avem alegeri locale, așa că ne prea interesează ce povestește unul sau altul despre Țânțăreni, Bolbos sau Borăscu. Noi, în momentul de față, peste două săptămâni, votăm niște europarlamentari. Eu cred că despre aia ar trebui să vorbim, ce calitate au, cât de bun sunt să ne reprezinte acolo, ce proiecte sunt pe acest domeniu, pe domeniul ăsta de europarlamentar. Discutăm de Borăscu, de Țânțăreni, de Turceni sau de nu știu care, care dau nicio legătură cu alegerile care este se apropie. Este o discuție care de alegerile parlamentare. Dar trebuie să fie foarte interesant, pentru e că greu de convins, cred că am mai discutat o dată. Toate problemele care se întâmplă în România în momentul de față, proporție de 70% depinde Bruxelles. Deci nu mai depinde România. De România depinde depinde anumite politici interne. Că mărești, că scazi salariile. Și cred că mai sunt 7-8 puncte care mai depind de România. Rest, totul vine de acolo să dă ora exactă. Ați văzut că acum și instanțele de judecată se adresează direct în alte curți de la Strasbourg sau nu știu, cred că acolo și are sediu, dacă bine mi-aduc aminte, ca să rezolve probleme interne în domeniul justiției, completul de 5. Deci este foarte clar că totul se rezumă tot la Uniunea Europeană. Indiferent că vrem sau nu vrem,
vedem că și problemele interne ale României au început să fie transpuse către Bruxelles ca să fie rezolvate acolo. Deci noi la acest lucru trebuie să ne referim. Dacă parlamentarii, europarlamentarii care au dat cu, au făcut ceva bun pentru România și au ajutat-o să mai să fie votați în continuare sau nu, calitatea lor. Te uiți la primii 5 la fiecare și îți dai seama cam ce se vrea în continuare. În rest, că schimbăm, astea sunt la fiecare alegeri. Dacă vă aduceți aminte toți care s-au plimbat prin studiouri, tot timpul vor să facă altfel de politică din 99 până acum, vor să schimbe, până la urmă, dar ce să schimbe, haideți să fim serioși. Niciodată nu s-a dat ora exactă în județele mici. Și de acolo, vezi, Doamne, s-a făcut o schimbare la nivel de țară. Domnule David, dacă din Gorj nu s-a dat ora exactă la nimic, suntem pe ultimul loc la toate capitolele și e timpul să încetăm cu această atitudine. Dacă suntem județ mic, ce? Nu dăm noi energia în țara asta? Dar eu am mai fost în studio cu politicieni tot de aceeași părere ca dumneavoastră. Și eu v-am mai spus că mă cunoașteți de atâția ani. Nu am niciun interes să rămân în politică în contextul în care echipa care avem aici cu echipa nu de la, să facă cu ce nimic. Echipa aveți la Gorj, cu ce schimbă, ce schimbați europarlamente, tot pe ăștia votăm, tot pe Norica Nicolae. Și ce are Norica Nicolae, care a fost o patriotă în Parlamentul European? O fostă procuroare care n-a făcut nimic. Doamne Daviță, uitați-vă ce atitudine au avut alți parlamentari în Parlamentul European și uitați-vă ce atitudine și ce poziție a avut Renate Weber, Norica Nicolae. Aveți pe locul 3 pe Daniel Barbu. Daniel Barbu, care este un tip foarte inteligent pe care l-am cunoscut și este un om care înțelege multe lucruri dincolo de aparent. Cel mai precar ministru al culturii care l-a avut, că l-a avut și noi la Gorj, care da aici o legătură cu cultura, a fost ministru al culturii. Mă rog, ăsta e cu dumneavoastră de vedere. Dați-mi exemplu de un ministru al culturii de care sunteți mulțumit. Eu personal nu sunt mulțumită de niciunii. Dar discutăm de partidele care sunt la masă. Exemplu, ceea ce ne privește, prioritatea noastră este ansamblu Brâncuș și niciun ministru al culturii n-a avut vreun, n-a manifestat vreun interes adică real față de acest ansamblu. Adică vreți să discutăm de actualul ministru de inginerul de la cultură din momentul de față? Tocmai asta vă spun, că nemulțumirile mele le vizează orice ministru al culturii din 90 ani. Hai să discutăm. Noi dacă discutăm un ansamblu, nu discutăm de dar nu puteți nega absolut pentru orice calitate pe care o au odată cei pe care noi îi propunem și în al doilea rând calitățile echipei Alde Gorj. Nu se pot ignora, îmi pare rău. Dar nu candidați deocamdată Alde Gorj, nu candidează la alegerile europarlamentare. Nu, dar solicităm sprijinul gorjenilor pentru că pentru cine? Să voturile... pe Anton și pe Andrușcă, nu știu mai care, niște pafariști, că de asta a ajuns în țara asta. Tocmai am explicat cine mi-a anterioară și sunt sigură că ați înțeles. Mai și sunt sigură că ați înțeles din emisiunea anterioară, fapt că v-am mai explicat odată și de asta vă mai explic și a doua oară, dar poate data viitoare nu mă mai întrebați, că tocmai pentru că avem nevoie să avem un cuvânt de spus de la Gorj, un cuvânt care să fie girat de niște voturi în spate, și eu zic că asta e în ceea ce privește numiri, în guvern, de exemplu. Atâta noi nu vrem să fie numit la energie oricine, ne dorim să avem un ministru bun la energie, care să fie interesat. De ce se întâmplă la complex energetic Oltenia? Păi și sunteți mândri că aveți miniștri care v-am aveți spus, în frunte cu Mereșcanu, avem care nevoie de aceste de voturi ani, și ne bazăm că numele puțin cu care girăm această echipă pe sunt suficient pentru gorjeni și vom obține aceste voturi. Vă spun eu. Pentru ce să militeze pentru că oamenii știu că ce pe se întâmplă la alte gorji nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu. Să-l mai vadă pe și asta vă îngrijorează pe toți, că vi s-au tulburat apele la Gorj în politică. Asta. O echipă Alde. O echipă la care Alde nu vă așteptați și o echipă care va face așteptați altceva. Așteptați să vină localele și discutăm și despre ce vom discuta pe plan local. Sunt nerăbdătoare pentru că vom câștiga și alegerile locale, domnule Damiță. Nicolae Ivăniș? M-au obosit. Nu, dar povești de 2 lei, căci că tineretul când au toți pensionarii în guvern. Alde are. Și pe lista de la europarlamentare, un exemplu pentru tineret. De la 68 de ani în sus. Da, haideți să ne calmăm puțin și să, păi nu, da, să vă treziți tot mai cu mine în seara asta, nu așa da, constructiv. Nu, da, probabil îmi ies din viteză prin repriza a doua. Nu, dar vor să-i ducă de mare și electoratul, auzi, cu tineretul și au numai peste 80 de ani. În primul rând să explic așa pe scurt, în două, trei fraze, de ce sunt în seara asta aici. Am decis să susțin pe Cătălin Ivan ca om, ca și formațiune politică, prea puțin mă interesa că se numea ProDemo sau ADN, cum se chema de fapt organizația lui, care spre ghinionul lui s-a pensionat domnul judecător, taman când a rămas în pronunțare și trebuia să-și înscrie partidul în alegeri. Ce rost mai avea, s-a pensionat, bine, chestiile și practicile astea comuniste nu dispar niciodată,
motiv pentru care au dat înapoi partidul să o ia de la început, se judece, n-a mai putut, a apucat să mai înscrie cu ADN, cu platforma dumnealui și a luat acest pro-demo, cum vine vorba, doar pentru aceste alegeri. Și să limpezim puțin și lucrurile, de ce la Gorj am ajuns noi un nucleu de oameni să susținem, nu, suntem membri, suntem simpli susținători, fiindcă restul țării a apucat să-și facă organizații, mai puțin Gorj, Vâlcea, Severin, am înțeles, și până la urmă s-a mobilizat și a rezolvat și acolo problema. Eu, de regulă, când apuc de mă implic în astfel de proiecte, sincer, îmi doresc ca ulterior să și concretizeze ceva. Nu știu, acolo europarlamentare, ce șanse sunt sau nu sunt. Asta rămâne de văzut, dar construcțiile mici, repet, de la zero, în opinia mea, pe un termen lung, de fapt mediu, nici lung, pot să aibă un efect răsunător. Adică certurile care apar între partidele astea mari, gata la guvernare și după ele, bineînțeles, urmează, în cazul de față, cum e un pro-România, un ALDE, toate duse spre stânga, din păcate, unde de față rămâne PNP-ul pe dreapta, puțin cu PNL-ul. E un dezechilibru, dacă stăm să fim sinceri așa puțin. Și atunci, dacă vii cu o construcție nouă, zic eu, din societatea civilă, cum a identificat el oameni în fiecare județ și a creat acest nucleu, este binevenit. Și anul viitor, că tot vorbeați de locale de anul viitor, s-ar putea să se trezească cu o mare problemă la Gorj, nu doar cu echipa doamnei Târsu, cum spune, cu ALDE, s-ar putea să vă treziți cu un nucleu așa de oameni puțin mai verticali sau de 10 ori mai verticali și decât ALDE, și decât alte formațiuni. Atunci să vedem horă de mână. Ce vă faceți când vă treziți cu vreo 3 consilieri ca o să am grijă să pe Sprânceană, cu șublerul măsura așa, și prin Consiliul Local și prin Consiliul Județean. Asta are nevoie Gorjul, domnule Ivan. Asta are nevoie Gorjul și dacă convine Gorjului treaba asta. Și aici mă refer la politicieni, nu mă refer la cetățeni. Cetățenii și-ar dori din suflet. Fiindcă eu rămân la ideea că implicați în politic oamenii în momentul de față, prin partide, nu sunt oamenii de forță 100%. Deci să fim noi sănătoși, câte capacități, câți oameni cu idei stau efectiv și nu pot să facă pasul în față. Și pe mine chestia asta spun sincer următoare. Mi-aș dori să am pe cine promova. Nu eu, că eu nu o să merg niciodată, fiindcă sunt depășit de anumite situații. Adică pot să merg până aici, stop. De aici încolo sunt depășit. Recunosc. Nu știu economie, nu știu juridic ce să caut. Dar mi-aș dori din suflet să am oameni de bună credință pe care să-i promovez, să împing, să muncesc alături de ei. E simplu la mine. Nu am miză. Ca să conving până la urmă. Că nu am miză. Și atunci e firesc că o construcție nouă în Gorj este binevenită. Înțelegeți noastră? Altfel riscăm să ne trezim cu un dezechilibru prea mare. Din păcate avem un partid al doilea, că avem voie să spunem numele PNL-ului sau nu avem voie? Unde trădările sunt pe primul rang, îți la rang de artă deja și atunci dezechilibru este și mai mare. PMP-ul stă stabil acolo, cum a stat permanent la un 5%. Ce faci cu ALDE în alianță cu PSD-ul? Ce faci cu Pro-România venind tot de pe trendul ăla și, de fapt, luând din PSD-ul întreagă echipă? Între ei sunt niște prieteni acolo. Nu putem să înțelegem. Ei oricând pleacă, Dragnea, se întorc la bază. Fiindcă nu au făcut o construcție de la zero cu un nucleu solid în fiecare județ. Au făcut așa improvizată. Și chestii improvizate nu țin niciodată. Care este adevărul, domnule? Cu o singură precizare, ALDE este un partid de centru-dreapta. Din gură și eu pot să spun eu, Ivan, ca că doctrină. Sunt... Bine, și eu acum sunt jurist. Că vreau eu să fiu jurist. Adică mai că nu sunt, acum uite zic că sunt. Mai acum sunt jurist. Spuneți, domnul Smilu. Da, deci, în primul rând, pentru mine, politica și discuțiile astea sunt o noutate. O noutate plăcută? Trebuie să face parte din realitatea vieții noastre cotidiene și am ales să mă implic pentru că putem să stăm la nesfârșit pe margine, să vedem cum să produc anumite derapaje ale societății și în special a unor lideri care gestionează soarta țării astăzi. De formație fiind juridic, da, de formație juridică, ceea ce m-a făcut să intru în politică și să mă vin către acest proiect politic sunt derapajele domnului Dragnea, în primul rând, care a ales să sacrifice o formațiune politică, ia câte zilele acestea, sacrifică poate și o țară și periclitează pe undeva tot ceea ce s-a clădit în acești ani cu sprijinul tuturor formațiunilor politice. Ați fost și la PSD? Sau nu, e prima dată când vin. Da. Și atunci am considerat oportun eu personal să fiu alături de domnul Victor Ponta și de ceilalți politicieni care au mers către această formațiune politică nutrind anumite sentimente către social-democrație. Domnule Mitea, dumneavoastră ce propuneți a legăturilor și pe cine? Eu mă minunez, domnul Măruță, că aud zi de zi aceleași slogane, aceleași astea.
Ia spune doamnei Gabriela să nu uităm cine-i domnul Iordache. În zona asta, turceni, țânțăreni, robinari, peșteana, buldaci și ăsta. Le are și influență așa de s-a lansat atât de... Păi, acum s-au spălat, s-a lucrat și așa, s-au schimbat. La lucruri din ăsta, județe, nu mai loc de domnul Iordache, la fonduri, la accesări și astea, numai cu acordul domnul Iordache. Asta e și mirarea de ce s-a lansat așa repede acest domn Iordache. Mie personal, asta sură de mirare de ce și cum. Până acum toți astea și nu o contez nici pe dânsa, că nu e partidare și îi doresc succes să facă ceva, dar să facă ceva cu folos pentru județul nostru. Exact cum a spus și dânsa, să scoată din Gojul, din ce este acum. Bun, cine este acum, domnule Mitea? O să am nevoie să dau și o replică, domnului. În ziua de azi, cum arată și asta. Ce mai avem ca industrie, mai e ceu. Cum a spus și dânsa, că avem ministrul din partea ALDE, n-a făcut nimic pentru noi, minerii. Sunt escavatoarele trase pe dreapta, cât de cât mai au să acum și... Trase pe dreapta și consumă motorină, sau? Contate, îți dai seama! Sunt alții care pot să justifice chestiile astea, dar să cam auză... Așa se aude, nu... Am mai auzit prin media... Nu că n-ați închiriat, nu s-a dat... Da, n-o fi vina totuși managementului, adică să stea ministrul să vadă câtă motorină consumă escavatorul tras pe dreapta. Nu știu, v-am spus că nu știu cu ăsta, cu chelajele care stau pe dreapta. Hai, bine, să și știm când vorbim, da. Lasă, doamne, că a fost și mai rău. Acum stau trase pe dreapta, măcar poate sunt echipat regulamentar, dar nu mă cu câțiva ani. Însă aceleași, domnule. În urmă cu câțiva ani n-aveam nici șenile și erau contate. Exact, câte 30 de kilometri pe zi. Un minut, Gabriela, și l-am auzit. Bun, în ceea ce privește pe domnul Iordache, am mai auzit poziții din astea. Domnul Iordache este un om care a lansat foarte multe afaceri la nivelul județului Gorj și consider că atitudinea noastră de a da cu pietre în oricine creează plus valoare și oferă locuri de muncă într-un județ este păguboasă, pentru că mai există foarte puțini oameni care dezvoltă afaceri în județul Gorj și că orice om de genul ăsta cred că trebuie încurajat, pentru că este o gură de oxigen pentru economia județului, mai ales că este o alternativă la ce vorbeați noastră. Suntem județ monoindustrial. Pe de altă parte, preocupările domnului Iordache în ceea ce privește fondurile europene, eu spun că sunt de salutat, pentru că dacă existau preocupări pentru fondurile europene în mai multe zone ale acestui județ și mai mulți primari și oameni de afaceri ar fi văzut oportunitățile pe care le presupun fondurile europene, poate n-ar fi fost atât de codași. Vreau să vă spun că fondurile europene atrase în zona Turceni au schimbat cu totul felul în care arată zona. Sunt mici afaceriști care au accesat fondurile europene, au accesat fondurile de pe GAL, grupul de acțiune locală de acolo, și asta cu sprijinul celor care s-au implicat. Ca să nu mai vorbim de primării Carovinari și Turceni, care sunt fruntașe la accesarea de fonduri europene. Vorbeam zilele trecute cu Robert Filip, care a reușit într-un timp record să acceseze fonduri europene în valoare de 40 de milioane de euro. Scuzați-mă, dar mai dați-mi... Străjile să nu facă nimic. Asta e Robert Filip. Robert Filip a făcut din Rovinari un șantier. Robert Filip a atras aceste fonduri europene unde nu există dubii că le cheltuiești corect, pentru că Uniunea Europeană te urmărește și fiecare bănuț trebuie cheltuit cum trebuie, și a schimbat fața Rovinariului. Gândiți-vă că singurul oraș din Oltenia care s-au creat în ultimii 3 ani atâtea locuri de muncă este Rovinari. Dați-mi exemplu de altă localitate în care s-au atras fonduri europene de o asemenea sumă. Nu există astfel de exemplu, ar trebui clonați. Corect. În 3 ani de zile să schimb tavoare. Candidez pentru Parlamentul European după ce timp de 10 ani am fost președintele României și membru în Consiliul European. Am acumulat o experiență uriașă pe care mă simt dator să o întorc către țară. Alături de o echipă de tineri valoroși și competenți din PMP, vom servi interesele României și ale Uniunii Europene în Parlamentul European. Este mândria gospodarului să-și cinstească oaspeții cu licoarea făcută din roadele livezilor. Că-i horincă, țuică sau răchie, gazda te întâmpină și-ți dă binețe la un păhărel cu tărie. Aceste băuturi nu trebuie taxate. Măsura se aplică exclusiv cantităților destinate consumului casnic.
Aceeași atitudine fiscală trebuie avută și pentru licoarea lui Bacchus, căizaiber oltenesc fetească din Dobrogea sau dulcele muscat otonel al gospodarului moldovean. Toate aceste vinuri, făcute în familie, nu trebuie taxate. În viitorul Parlament European, ALDE va susține scutirea de accize pentru aceste băuturi destinate consumului casnic. Este vorba de tradiții, de istoria locului. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei, vedeți și un coleg în cadru, este totul în direct, acum se transformă în omul râmă, nu e niciun fel de problemă, e bine și se face armata ca să-ți fie ușor să te tărăști, să duci un pahar cu apă, e un gest nobil oricum, nu e niciun fel de problemă, eram însetați invitații după discuțiile din prima parte. E adevărat că nu are nicio vină bolivul pentru că am depășit cu mult prima parte și am intrat și în spațiul de publicitate, așadar revenim cu discuția noastră, vorbim despre proiecte, ce ne propun partidele pentru alegerile din 26 mai. Sunt și multe observații, multe opinii pe transmisiunea de pe Facebook, mulți dintre dumneavoastră le scrieți acolo, vă scrieți gândurile, domnul Nicolae Mitea, domnul Romeo Simionescu, Nicolae Ivăniș, Gabriela Târsu, domnul Nicolae Davițoiu, mulți Nicolae aici în emisiune în această seară. Proiecte, domnule. Hai să vorbim și despre proiecte, că toți sunt teme europene. Care sunt proiectele partidelor angajate în această campanie pentru Bruxelles, pentru România, pentru bunăstarea cetățenilor, pentru a schimba viața de zi cu zi a oamenilor, domnule Mitea? Ce le propuneți gorjenilor? Cu ce? Noi nu prea avem candidați. Cu ce le va schimba? Susținem candidații care aduc proiecte noi și fiabile pentru județul nostru. Ce candidați aveți la? Noi nu știu dacă avem, s-au lansat și ăsta la PSD. Nu. Ce nu le știu. Cu vor, mă rog, ce noutate va fi pentru gorjeni? Din 26 încolo, cum se va schimba viața lor? Candidează, dar nu aceleași cu ajutorul europarlamentar. Acum că facem, dregem și în definitiv nimic nu facem. A trecut și europarlamentarele, trec și acum și ăsta parlamentarele, vin locale și tot aceleași slogane, tot aceleași, dar nimic concret pentru județul nostru. Nu se vede nimic, e tot în umbră, tot în întuneric. În loc să fim și noi acolo unde trebuie, pauză. Dorin Simionescu? Deci grupul Pro-România, care sperăm să reușească să intre în Parlamentul European într-un număr cât mai reprezentativ, prin pregătirea de care a dat dovană doamna Corina Crețu, prin domnul Mihai Tudose, Iurie Leancă, doamna Podașcă și domnul Ponta, sperăm să aducă un plus în Parlamentul European, să ducă niște proiecte care să se regăsească în creșterea nivelului de trai în România. Și aici mă refer la acele spitale regionale mult promise, care probabil zac undeva în colțurile uitate ale Comisiei Europene. De ce să nu ne... S-ar putea construi cu fonduri europene aceste spitale? Înțeleg că aceste fonduri, pentru aceste fonduri sunt prevăzute sumele în exercițiul bugetar care ia sfârșit în anul 2021. Nu putem să mai ajungem la ele pentru că actualul guvern nu a identificat soluțiile pentru a primi acești bani. Să nu uităm de acel master plan făcut de guvernarea României în perioada 2015, dacă nu înșel, în perioada domnului Rus, ce vizează infrastructura de transporturi, care la rândul lui a fost transmis la Bruxelles. Nici acesta, până în momentul de față, nu s-au accesat fonduri europene. Aici aș face o paranteză la autostrada Moldovei, care înțeleg că ar fi fost prioritară în cadrul acestui master plan, iar în momentul de față
actualii guvernanții au găsit de cuvință ca prin în cursul unei ședințe din Parlament să voteze construirea unei autostrăzi, totul a fost ok, totul s-a rezolvat, numai că deputații specialiști din Comisia Tehnică a celorlalți partii de guvernământ au ajuns la concluzia că nu este în sarcina Parlamentului să voteze construcția de autostrăzi. Și atunci, dacă noi nu avem posibilitatea să investim propriile sume în aceste lucruri de, lucruri de infrastructură, va trebui ca ultima soluție să apelăm la fondurile europene. Mai, mai puțin că Gabriela vorbea peste colegul. Vorbea no, din prima vorbeam. Parte, da. Nicolae Ivăniș. Proiecte? Da, proiecte, da. Să știi că, uite, chiar a venit momentul să discutăm și concret. Negru pe alb, ce are sau ce nu are fiecare dintre cei pe care, până la urmă, indirect sau direct îi reprezentăm. Și aici, în afară de Cătălin Ivan, nu am pe cine da exemplu, fiindcă este singurul care a fost europarlamentar în funcție și care candidează în continuare primul pe listă din partea ProDemo. Deci avem, exceptând deja recunoscută că e de notorietate proiectul inițiat de dumnealui cu confiscarea averilor licite și n-aș vrea să o mai lungesc, dar este benefică 100% la nivel european, vorbim aici, trecută cu 500 și ceva de voturi, dacă nu mă înșel, pentru din 600 și el era deja independent la acel moment. Și aș mai alege din cele vreo 40 de inițiative la care a participat dumnealui, ultima pe care a băgat un lucru, fiindcă a convocat de vreo 3 ori, dacă nu mă înșel, comisia de specialitate în cadrul Parlamentului European și am văzut că presa în străinătate, o să pun și câteva link-uri, a foarte discutat pe tema asta, însă nu a fost suficient de mediatizată în România. Și m-aș referi la speța cu interzicerea tuturor cazinourilor și jocurilor de noroc pe teritoriul României. Este o chestie foarte, foarte nouă pe care nimeni n-am văzut că nu a rostogolit-o. Presa în Italia a scris, presa în Belgia a scris. Omul a cerut un studiu de impact social și economic asupra acestui aspect, fiindcă dacă stăm să luăm lucrurile așa cum sunt și să nu ne ferim de cuvinte, România este supusă permanent la aceste vicii care provin în mare parte din sărăcie și care au un efect dezastruos asupra mai multor, poate sute de mii de familii. Nu ne raportăm strict la vicioși, la cei care joacă, care fac astfel de lucruri, ne raportăm la soție, copii, mamă, tată. Deci în momentul în care ajungi într-o țară să ai pasul second hand-ul, pasul covrigăria, pasul sala de jocuri, să știți dumneavoastră că suntem în momentul ăla o națiune dispusă la pieire. Și acest lucru pot să-l spun cu tărie, fiindcă cartierele mărginașe din anumite țări din Europa aveau exact același calapod. În schimb, dacă mergeai în cele locuite de nemți sau de austrieci, nu găseai așa ceva. Și că tot am ajutat austrieci, să vă dau un singur exemplu, ei, spre exemplu, au renunțat la astfel de cazinouri, astfel de jocuri, le-au închis pe toate și au dat seama că au un efect fantastic de grav asupra tineretului, în special. Și aici dacă ne uităm, și eu sunt un personaj care mai joc la pariuri sportive, nu mă feresc de asta, mai intru, văd cu ochii mei. Deci este un dezastru, un adevărat genocid. Nu ne dăm seama, să știi, fiindcă toată lumea când o auzi, domne, cei 7 ani de acasă și 7 ani de acasă, este cea mai mare idioțenie care eu pot să spun cu sănătate, am un copil de 11 ani, că o auzi. Cred că 90%, peste 95% din părinți își educ așa cum trebuie copilul. Ce faci după 7 ani când ți-l ia societatea și ți-l duce unde? Ieșim acum, în principală, dacă vreți, și o să vedeți. Stânga cazino, dreapta cazino, stânga cazino, dreapta cazino. Ăștia suntem noi. Înseamnă că unde am ajuns? Am ajuns la nivelul în care se exploatează sărăcia, domnul Măruță. Se exploatează sărăcia la propriu. Și de multe ori v-am spus, nu trebuie să iau și să analizez, de fapt, comportamentul celui care cade în astfel de păcate. Analizez ce se întâmplă cu familia care e acasă. Și ăsta ia salariul 20 de milioane, are la magazinul la scara blocului 7 datorie, arată la bancă 15 și înțeleg ispita. Și scapă la păcănelele alea celebre, nenorocite, măsuite și își pierde banii, își pierde salariul și ajunge acasă, își bate soția, îi plânge copilul de foame și așa mai departe. Deci România este în mod intenționat, dacă vreți să spun lucrul acesta, fiindcă în momentul de față o spun deschis, aparatele rusești sunt pe piață în România, toate, fiindcă Putin le-a interzis. Deci Putin le-a interzis de acum 15 ani de zile, dacă nu mai bine, și le-a trimis către Bulgaria. Bulgaria le-a închiriat
cui? României. Și uite-ne pe noi sufocați efectiv, toate țările fug de ele, le aruncă afară, vin cu legi care interzic astfel de lucruri, am mai rămas noi, italienii și încă vreo două țări. Deci Italia, spre exemplu, a îmbrățișat ideea lui Cătălin Ivan, a participat în mod despre activ chiar la proiectul ăsta inițiat de dumnealui, la dezbaterile respective și un studiu de impact social, dacă vreți să vă dau, este catastrofal. În România sunt peste 800.000 de dependenți de astfel de mizerii. Deci realizați în ce situație suntem noi puși și ce faci unii cu tineretul nostru, căruia nu-i oferim decât otrăvuri și vicii ascunse la tot pasul. Am înțeles, în rest, Gabriela. Nimic. Bun. Sunt mai multe lucruri de care vreau să vă vorbesc în atât cât am timp alocat. În primul rând, o să-i rog pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune că atunci când se întâlnesc cu reprezentanții noștri să ceară acest pliant. Aici aveți toate prioritățile pe care europarlamentarii ALDE și le propun în următoarea legislatură. Echipele noastre merg în teren și distribuie aceste pliante. În ele puteți regăsi și lista candidaților noștri. Pe primul loc, așa cum știți, este Norica Nicolai, care în prima săptămână de campanie a fost la Gorj, a pentru o scurtă perioadă a și condus ALDE Gorj ca interimar. Și ne-a vorbit despre ceea ce își propune să facă. În primul rând, un subiect care pe noi ne arde cel mai tare, fiind vorba aici de minerit și energie, a povestit câteva dintre demersurile pe care le-a făcut alături câțiva dintre colegi. Au încercat să și sper că într-o mare măsură faptul că lucrurile nu s-au închis încă pentru energia produsă pe bază de cărbune îi se datorează și dumneaei, pentru că împreună cu europarlamentarii ai Poloniei încearcă, fac toate demersurile pentru ca legislația să se îmblânzească în ceea ce privește rigorile pe care Uniunea vrea să le impună cu privire la energia produsă pe bază de cărbune. Vorbesc despre acest subiect pentru că, așa cum știți, de-a lungul timpului ALDE Gorj și prin vocea liderilor săi a subliniat problema pe care o are complexul energetic Oltenia din două puncte de vedere, atât al managementului defectuos cât și al condițiilor la care este nevoită această companie să se supună. Dacă cele două probleme s-ar rezolva în perioada imediat următoare, cred că această companie ar mai avea viață muncă la Gorj. Păi, la asta mă refer, la certitudine. Când vorbesc de problemele pe care le are compania și de rigorile la care trebuie să se supună, mă refer întâi și întâi la aceste certificate. Acum, certificatele de carbon, mă refer. Bun. Apoi vreau să vorbesc puțin despre agricultură și mai ales că ne contraziceam mai devreme sau am fost nevoită să vă dau o replică atunci când vorbeați despre Ion Iordache. Este vorba de soluțiile pe care le avem la Gorj, dacă vreți, că pe noi asta ne interesează, în armonie cu ceea ce propun europarlamentarii noștri ca priorități. În ceea ce privește fondurile europene pe agricultură, pentru dezvoltare, au avut poziții încă din acest mandat solicitând fonduri suplimentare pe agricultură. Așa cum știți, sunt dezbateri cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru următorul exercițiu și europarlamentarii ALDE chiar au solicitat o suplimentare a fondurilor europene în acest domeniu, pentru că fără aceste fonduri europene, agricultura românească nu se poate dezvolta. Gorjul este un județ unde foarte multe terenuri, din păcate, din cauza lipsurilor cu care se confruntă proprietarii lor, au rămas în paragină. Este o problemă și cu felul în care sunt gestionate fondurile europene. De multe ori cred că s-au pierdut proiecte pe fonduri europene pentru că cetățenii acestui județ nu au fost informați cu privire la oportunitățile pe care aceste fonduri europene le propun. Și ar mai fi o problemă pe care vreau să o ating în această seară cu privire la felul în care instituții ale statului îngreunează accesul oamenilor la fondurile europene. În acest moment o treime din angajații filialei județene a FIR sunt trimiși în judecată pentru presupuse abuzuri în momentul de față, pentru că instanța încă nu s-a pronunțat, dar spun din datele pe care le am că deseori au influențat lucrurile într-un sens care i-au prejudiciat pe gorjeni și sper ca pe viitor acest lucru să nu se mai întâmple. Domnule Davițoiu? Cei o treime care sunt dați în judecată fac parte din APIA, n-au legătură cu AFIR, vă spun. Nu sunt foarte bine situația. Deci o treime din, într-adevăr, din salariații APIA sunt trimiși în judecată pentru fraude produse cu fonduri europene referitoare la
subvenții acordate ilegal. În zootehnie și pentru teren agricole. Da, în zootehnie și în ce se referă la terenurile agricole, că sunt subvențiile acelea. Deci, lista candidaților Partidului Mișcarea Populară, care are în frunte pe președintele Traian Băsescu, propune anumite proiecte cam pe toate palierele, începând de la agricultură, unde propune o apropiere de subvențiile pe care se le primește la alte state europene și în domeniul terenurilor agricole, precum și al animalelor, unde subvenția este de multe ori mai puțin de jumătate față de țările dezvoltate, mă refer la Franța, Spania sau Italia, care primesc o sumă dublă sau chiar mai mare. După aceea propune o rezolvare echitabilă a problemei migranților, o intrare treptată începând cu anul viitor a României în Schengen, pe anumite paliere și după aceea în totalitate, pentru că știți că la noi tot timpul ne propunem în 2-3 ani intrăm în Schengen și această se cam prelungește de 4-5 ani, o ridicare a MCV-ului, pentru că nu putem intra în Schengen fără o ridicare a MCV-ului. Și foarte bine, e o condiție care nu putem să accedem în Schengen dacă nu se ridică întâi MCV-ul. După aceea, tot președintele Traian Băsescu propune o îmbunătățire și o echitate mai mare a românilor care sunt plecați în străinătate de muncesc, adică să beneficieze de condiții egale cu salariații țărilor în care s-au dus să muncească. În același timp, și în domeniul unirii sau încercării, cel puțin o unire cu Moldova și o parte din Basarabia, după cum bine știți, ținuturi care au fost românești, deci o mare implicare a europarlamentarilor. După aceea, pe probleme economice, o asigurare a unor condiții egale a transportatorilor români în funcție și de condițiile de care beneficiază transportatorii străini, pentru că, dacă, cum bine știți, dacă nu se rezolvă această problemă, începând de anul viitor, s-ar putea să nu mai vedem nicio firmă de transport românească care să beneficieze de curse în străinătate, dacă în acest an sau cel târziu la anul nu se rezolvă aceste probleme, care ați văzut că au plecat și o groază de transportatori și au făcut meeting la Bruxelles. Domnule... După aceea o rezolvare a condițiilor de mediu pentru o prelungire care depinde tot de Parlamentul European de conformarea României în anumite domenii care ar include și complexul energetic Oltenia. Plus multe altele, dar nu avem timp să le înșirăm. Cred că acestea ar fi probleme europene de care ar depinde de europarlamentarii români. În rest, cred că sunt probleme mai mult interne și depinde de accesarea fondurilor europene. Iar omărirea cuantumului sume care e alocată de către Uniunea Europeană, noi debatem tot timpul că vrem să fie cât mai mare. Dar știm că a mai rămas 3 miliarde și la suma dinainte. De data aceasta, după cât se preconizează și toată lumea cred că e de acord, suma s-ar putea să fie de 7-8 miliarde, așa că degeaba ne dau ei 80 de miliarde dacă noi nu reușim să accesăm nici cei 43 de miliarde. Da, poate să fie o problemă și cea pe care am notat-o eu cu privire la atitudinea instituțiilor statului vis-a-vis de această chestiune. Da, nu depinde ei de europeni sau de europarlamentari, că uite, accesăm. Uite, asta povestea Norica Nicolai.
Asta povestea Norica Nicolaia, faptului că nu există, nu există o armonizare și degeaba ai niște poziții și reușești să obții anumite lucruri la Bruxelles, dacă în țară lucrurile se întâmplă într-o altă notă. Da, am zis să nu referim la Mediul Intern, urmă... pentru că altfel ziceați iar că ne luăm de coaliția, celebra coaliție de guvernare PSD plus alte. Doamne Mitea, credeți că politicienii acum, partidele trec CEO pe, pe lista de priorități doar pentru că au nevoie de voturi sau chiar au intenții serioase cu această companie? Plecând la Bruxelles, plecând în Europa, să se bată pentru mineriți. Aveți dreptate la întrebare. Asta toți. Acum problema este... Dacă mai reușeam să mineriți. La cum se merge, nu. Nu se merge, că nu are susținere. Eu nu zic că și, cum a zis doamna, că asta, managementul defectos și asta. Managementul defectos poate să fie oriunde dacă nu are susținere. Atât timp cât nu e susținut, nu poți să faci și progrese. Cu Chiu, cu Vai, abia se ține ele și totuși a mers bine de când am venit acest manager. Să nu uităm că dânsa știe de problemele când nu eram și în greva foamei, atunci și managementul care era. Nu știu pentru la iarnă ce se poate întâmpla. Văd că din singurii de ăsta candidați care a fost sau care sunt în Parlamentul României, a fost domnul ăsta primar cu domnul Iutache și cu domnul Boza la nou depozit, așa ar fi vrut domnul Vâlceanu la Roșiuța să intre. Probabil cred că ar trebui să-i lase și pe parlamentar, chiar dacă să intre prin cariere, să vadă și poate așa au mai mult sprijin și astea. Dar tu când interzici vizitele în cariere și numai pentru unii da și pentru alții nu, n-ai cum să progresezi. Nu știu, eu viziunea mea nu o văd bine. Complexul energetic potent. Domnule Simionescu, trimitem politicieni care se bată pentru independența energetică a României la... Cu siguranță, acest complex energetic face parte din infrastructura critică. Sigur, nu va dispărea atâta vreme cât nu putem asigura din celelalte surse în totalitate necesarul de energie a României. Sperăm ca cei 12.000 sau 11.000 de angajați cât mai... 13.000 când are complexul energetic în prezent, să nu fie doar o simplă masă de manevră în preajma acestor alegeri. Oamenii să conștientizeze că reprezintă ceva pentru o țară și ar trebui să primească mai mult și de la politicieni, pentru că noi, zona noastră dăruiește acest cărbune, dar primește prea puțin. Primim poluare, investiții publice sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire și atunci oamenii au dreptate și au de ce să fie îngrijorați. Nicolae Ivănici? Da, eu am reținut discuția de adineauri când vorbeam despre problema migrației, care este o problemă și vreau să fac doar o paranteză sau să adaug ceva. Intenționat să vorbesc tema asta separat în partea 3. Da? Atunci ne oprim și trecem la... Da, două, trei idei despre... Nu știu ce pot să mai spui în momentul de față despre minerit, fiindcă dacă ne raportăm la autonomie, că nu mai prea avem din punctul de vedere. Cu toate că ar trebui să fim o țară care, având resurse, ar trebui să ne cam băgăm ștecherul singur în priză, deocamdată aruncăm ștecherul peste gard, ne bagă ei acolo, ne scot când vor și asta este situația. Toate au venit pe seama trădării, că altfel nu se explică. Vânzările astea care s-au făcut, sau externalizarea acestor resurse, a fost făcută în mod intenționat, au beneficiat un grup de interese și atât. Restul, 23 de milioane, 22, 24, câți o mai fi, am stat și am suferit. Ce putem face noi acum, în momentul de față? Nu știu dacă mai prea putem face mare lucru. Atâta, în opinia mea, dacă reușim să conservăm măcar ceea ce avem și să nu ne ducem definitiv în jos cu complexul, cum e, mai sunt hidrocentralele, mai avem. Cât de cât acolo să ne bucurăm de ele, tot e bine. De recuperat nu mai ce să mai recupereze, Eugen. Deci nu mai ce să mai recupereze în momentul de față. Și-au băgat toți sondele în tot ce înseamnă resursă și trag din ele. Cine să facă lucrul ăsta? Crezi că reușești să închei un tot europarlamentar care să nu vândă niciunul acolo? Exclus. Deci exclus, îți garantez că nu, dacă găsești 2-3 rebeli care să cu adevărat să militeze pentru astfel de cauze, să fie naționalist, să aibă doza aia în el. Dar nu, eu mă îndoiesc, spun sincer. Fiindcă sunt interese de altă natură, sunt șantajabili mare parte din ei, nu ai cum să răstorni la modul ăsta așa radical lucrurile. Exclus. Este părerea mea, nu sunt pesimist, dar sunt realist. Dar
Dacă îmi dați voie, domnule, spuneți-vă. Jos militează acum în pragul campaniei. Unde militează, domnule? Militează, se duc în Afganistan să militeze acolo. Uită de tot. Mai auzi pe cineva după aia 3 ani sau cât este? Da, înțeleg din discursul pe care aveți, îmi cer scuze că nu vă recunosc. Cred că lucrați în domeniu, pentru că am văzut cum puneți problema. Bun. De ce? Nu mi-amintesc acum, e posibil să ne știm. Ce vreau să vă spun este că, dacă vă amintiți, în alte campanii electorale sunt niște mereu aceleași discursuri cu care vin anumiți politicieni, care nu vă sunt străini. Vă amintesc că de câte ori s-a făcut investiția, grupul construit de chinezi la Rovinari. Vă reamintesc că au fost politicieni care au bătut țăruși pe terenuri la Sărdănești spunând că fac termocentrale, da? Vă amintesc de câte ori a fost repus pe tapet mixul energetic. Chiar și în această campanie am auzit vorbindu-se despre asta. Adică până la urmă și oamenii din sistem trebuie să știe că atunci când aud lucrurile astea să li se aprindă un semnal de alarmă, pentru că știm cine sunt politicienii care au vorbit de lucrurile astea la Gorj. N-aș vrea să vă supărați mine, dar dumneavoastră cred că îi cunoașteți mult mai bine decât mine. Păi tocmai pentru că îi cunosc. Tocmai pentru că îi cunosc și că am atras mereu atenția că este o problemă asta și că nu e în regulă să rămână netaxat faptul că au mințit de atâtea ori, vă amintesc și acum, au mai ales că lucrați în domeniu și mint în continuare. Bun. Da, am amintit și în emisiunea anterioară, scuză-mă și închei, de conferința județeană a Partidului Social Democrat, la care, să mă scuzați, dar era și domnul Victor Ponta pe scenă, încă se înțelegea bine cu domnul Dragnea. Și împreună au votat o rezoluție în această conferință potrivit căreia și asumau să facă acest mix energetic. Și nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat. Dar luăm o pauză acum, revenim cu celelalte puncte de vedere. În Europa, așa cum suntem acum, nu vom fi decât un receptor care va reacționa la ce se întâmplă în urma proceselor de globalizare. Dacă vrem să urcăm și noi pe puntea de comandă, să fim printre cei care decid direcția lumii, avem obligația să vorbim aceeași limbă, să facem aceeași politică, să ne comportăm toți la un loc ca o superputere. Și asta nu putem realiza în acest stadiu decât prin creșterea procesului de integrare a statelor și în viitorul pe termen mediu 15-20 de ani prin realizarea Statelor Unite ale Europei. Erasmus, instrumentul prin care Uniunea sprijină educația la orice vârstă. Este programul care va contribui la atingerea obiectivelor strategice ale Europei. Peste 4 milioane de persoane au avut acces la studii, formare profesională și voluntariat. Aproape 14 miliarde de euro se vor cheltui prin acest program până anul viitor. ALDE va cere creșterea bugetului alocat acestui program. Vrem ca în el să se implice cât mai mulți români pentru a dobândi noi cunoștințe. Vrem cât mai multe colaborări între școala românească și entități omologe din Uniune. Vrem ca porțile universităților europene să-ți fie deschise. Susținem învățământul pentru adulți dedicat noilor competențe cerute pe piața muncii. Nu te vom lăsa singur. Succesul tău va fi mândria noastră. Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019. Program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional. Clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale.
Vă așteptăm cu drag la Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de-acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai, acum e cool să o colectezi separat. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Suntem în direct, a treia parte a dezbaterii electorale în această seară. Rămăsese dator domnul Nicolae Davidson cu o idee despre energia românească, despre minerit și despre politicienii pe care îi trimite la Bruxelles se bată pentru independența energetică a României, dacă mai este cazul. Deci părerea mea este că nu se va schimba nimic în sistemul energetic românesc, atât timp cât acolo în guvernul României sunt persoane care nu conștientizează ce înseamnă să ai strategie energetică, este greu să ne dăm noi cu părerea pe aici, prin teritoriu. Pentru că, din păcate, ei nu înțeleg că energia este vitală și este o problemă de securitate națională. Ai independență energetică, nu apelezi la alții, poți să faci ce vrei în țara ta. Poți să produci ce vrei, poți să dezvolți o industrie extraordinar de performantă, pentru că toate se învârt în jurul energiei. Ai energie, mai ales dacă o produci și ieftin, poți să fii competitiv și pe piața europeană. Eu zic că în viitorii ani nu se va schimba nimic. Singurele lucruri când o să mai aducem aminte de cărbune anul acesta o să fie în preajma iernii, atunci când dă înghețul și când hidro nu poate să producă pentru că este frigul prea mare. Știți că de obicei de fiecare dată iarna hidro este prins cu bazinele de acumulare goale și că nu fac față. Și nu fac față, hidro nu poate să producă niciodată mai mult de 3200-3300 de megawatts oră. Ori la, știm foarte bine, necesarul iarna ajunge undeva la 10.000 de megawatts. Eolienele, dacă mai bate vântul de 2-3 ori pe lună, fotovoltaicile zero barat. Dar ceea ce intrigă în momentul de față este faptul că strategia guvernului mai apare altă porcărie, că vor să vândă câteva procente din complexul energetic Oltenia, ci că pentru capitalizare. Este 15% pentru
Asta. Este un aspect de campanie, fiecare campanie este o greșeală și la fi dar este greșeală, este pe site-ul, pe site-ul Ministerului Energiei. Bun. De ce vă spun că este o greșeală fatală? În acest minister sunt niște secretari de stat ai PSD care cred că sunt numitorul comun al acestei povești cu listarea la bursă de care noi am mai discutat de atâtea ori la atâtea emisiuni. Care este raționamentul meu? Dar nici nu se întâmplă, știți. În contextul în care Hidroelectrica produce extraordinar de ieftin și a avut niște profituri colosale și tu iei tot acest profit și îl bagi la fondul suveran și nu o lasă să dezvolte, în contextul în care știți și noi foarte bine că avem o hidrocentrală care mai trebuie investiți nea 10-15 milioane de euro după ce ai băgat vreo 290 care poate să funcționeze, deci în loc să lași profitul la hidro, să bagi acești bani necesari și să avem asigurat cât de cât încă câteva sute de sau câteva zeci de megawați cât produce această hidrocentrală care s-au băgat o groază de bani și ați văzut că ați trecut pe defileu. Sunt porțile acelea metalice când ar trebui să funcționeze. Deci este clar că în momentul de față guvernul nu are o strategie și este o lipsă acută de bani la bugetul statului. Pentru că altfel este inadmisibil. Dă, domnule, bani. Lasă CEO-ul să bage bani că lucrați în carieră. E un dezastru. Deci, e bun de făcut filmele astea horror prin carieră în momentul de față. Lasă CEO-ul. Mai ieși și la ei profitul. Anul trecut v-a luat din profit. Când ați avut profit, 80% din profit s-a dus la bugetul statului. Păi cine ai mic de companie poate să mai funcționeze dacă tu iei mai mult de 2-3 din profit, îl iei și îl duci la bugetul statului în contextul, ori ei nu știu realitatea din carierele din județul Gorj, ei, din CEO, sau este o nevoie acută de eu înclin să cred mai mult că cunosc realitatea, dar este o nevoie acută de bani la buget, se vede după împrumuturile care se fac în fiecare săptămână și în fiecare lună, colosale. Însă și faptul că au mărit marja de împrumut la 26 de miliarde cât era până în momentul de față, o măresc acum printr-o donație de urgență la 31 de miliarde. Suma care, plafonul care poate să împrumute România. Domnule Davițiu, dar toate problemele astea nu au apărut peste noapte la complex energetic. Da, este o coaliție la guvernare din 2012. Dintre toți cei din studio, cred că ați putea să răspundeți sunteți cel mai în măsură să răspundeți la această întrebare. Cum au reușit politicienii gorjeni să fie de-a lungul timpului atât de lipsiți de viziune și atât de dezinteresați de soarta acestui județ încât să lase lucrurile să ajungă în stadiul la care au ajuns? Pentru că de-a lungul timpului semnale de alarmă în domeniu au fost trase și de mass media și de sindicate și de multă lume. Cum s-a putut ajunge în situația asta? Pentru mi se pare incredibil și a fost tot timpul o vacă de mulți și o sinecură pentru bun, toți. Și în condițiile în care acceptăm că asta s-a întâmplat în Gorj și că practic ne-am tăiat singur creaca de sub picioare, vă întreb, pe ultima sută de metri a acestei companii, pentru că vrem, așa, nu vrem, este ultima sută de metri, de ce acceptăm să fie fix aceeași atitudine față de ea? De ce acceptați dumneavoastră? Pentru că de ce vedem o bătălie între oamenii din studio? De ce acceptă orice partid politic? De nu e nicio bătălie, domnule. Noi nu vrem să controlăm nimic. V-am spus că dacă de ce ar veni cineva la să-ți ofere compania pe tavă și tot trebuie lăsați niște specialiști să o conducă. Am intervenit la ministru. Ministrul colaborează cu niște secretari de stat care legal au niște competențe. Avem secretari de stat Dișan, avem secretari de stat Maioreanu. Sunt cunosc foarte bine, vin o dată pe săptămână aici și își beau cafeaua cu managerul dar companiei. Dar și trebuie să împingem rațional. Deci să nu mai la fel și secretarii dăm așa cum ne convine. Hai să spunem lucrurile la CEO, directorul la Hidroelectrica, nu e așa? Dar să nu mai vorbim de faptul că PSD-ul și-a asumat managementul acestei companii nu odată. Domnule Davidson, nu, nu odată. Dacă ducem împinge raționamentul că e un ministru și secretar de stat la PSD, așa și secretarii de stat la PSD poate mi se spună pare extraordinar de grav, din punctul meu de vedere, toți cei care au făcut politica asta păcuboasă la complex energetic Oltenia ar trebui să nu știu ce să facă, să se ducă din județul ăsta, că și așa. Dacă erați așa vocală, doamna Gabriela, de acum câțiva ani,
Erați alta. Da, explicați-mi când n-am fost eu vocală pe acest subiect. Pe vremea lui Ciurel. Îmi pare rău, domnule Daviță, eu haideți că o clarificăm și pe asta. Nu, nu, hai să vă întreb ceva. Dacă un om, indiferent în ce funcție este, da, nu apare public absolut deloc și apare la un post de televiziune unde îi se adresează absolut toate întrebările pe care le-ar fi adresat oricine. Acuzația pe care mi-o aduceți este că nu-l făceam tâmpit în emisiune? Nu vă acuz. Nu, asta nu, era... Nu era așa independent. Ciurel a făcut foarte mari greșeli, că așa cum și acum se fac foarte mari greșeli și tocmai vă spuneam că de-a lungul timpului toată lumea a greșit. Hai să spunem că sunt doar greșeli, n-a fost rea intenție. Ce se întâmplă și acum, din nefericire, este că lider de sindicat, nu, în bună înțelegere cu administrația... Greșelile acum se văd bine pentru noi. Oameni, asta e de acum, Gabi, că asta funcționează de 28 ani. De atâția ani. Și va mai funcționa. Hai să nu mai N-am fost capabil să facem o strategie energetică. Eu vreau să închei cu energia, îmi rezerv și eu dreptul de a vorbi 30 de secunde. Nici măcar nu se va schimba nimic din punctul de vedere. 100% se va schimba nimic, fiindcă este unicul. Unica vacă cu 7 țâțe care nu o lasă să vină niciun guvern. Mulțumesc că ești de aceeași părere. Niciun guvern nu va renunța vreodată din gol de ce să furi. Ce să furi? Că nu prea e ce. Și atunci ce ai? Complex. Acolo e guvernul țintă. Și am încheiat povestea. Restul mai sunt... avem niște păduri, domnul. Lasă pădurile au ras. Mai avem forțe de am muncă. Am un film cu niște... Apropo, bine că mi-ai spus. O să abordez și eu tema asta, fiindcă vis-a-vis de asta ai dreptate. Da, ora și pădurile. Ai un film cu tufărișul? Da, hai să vezi. Pădurile s-au dus. Niște păduri rasele netrase prin apă. Să vorbim despre migrația forței de muncă, despre gorjenii plecați la muncă în străinătate. Și îmi dai cuvântul primul, că am vorbit decât un minut. Și m-ai întrerupt... Ai vorbit 10 înainte de a vorbi. Nu, doar atât, vreau să fac o paranteză vis-a-vis de migrație, înțelegi? Cu domnul Mit. Hai zi, îi dau voi, domnul Mit. Lasă-mă să vedem cu proiectul socialism. Dacă ține la sfertă civilă, prin alianță e cu mine să zic. Lasă-mă vedem cu privește socialismul. Zice, domnul Mit, cum este cu migrația forței de muncă? Sau cu întoarcerea forței de muncă? Care nu știu dacă s-ar mai întoarce cineva și dacă ar mai avea pentru cine la noi, cel puțin la nivel de județ. Pentru viitorul României, cum pentru cine? În viitorul României numai dacă s-a schimbat ceva la nivel central, adică la ce acum să nu mai fie. Se mute capitala în alt județ sau ce se întâmplă? Nu, se referă la schimbări politice. Da, la schimbări politice și asta. Fiecare privește partidele. Nu văd nicio perspectivă pentru tineretul din ziua de azi. O parte de vină au și ei că stau în casă, că n-au dreptul și ăsta să voteze și să iese la vot, nu iasă și când nu le convine ceva, iasă cu tam-tamul mare și ăsta. Acum e momentul și chiar i-a jucat pe internet dumneavoastră, haideți fraților, cu micul mare, care, cu cei care avem dreptul de la 18 ani încolo să ieșim la vot, acum pe 26 mai. Acum avem ocazia să putem să alegem și să ne reprezinte cei care trebuie și care sunt capabili. Dacă v-ați săturat de stat în casă, dacă v-ați săturat să vă plece copiii, nepoții, și astea, haideți să ieșim din casă, să ieșim la vot, că acum este momentul. De altfel, de asta și pleacă și... Și la vot și la referendum, ca să voteze pe amândouă. Așa e corect. De și referendum, da. Și votul în Europa. Domnule Simionescu? Migrația, din păcate, este strâns legată de nivelul de dezvoltare socială, atât la nivel local, județean și la nivelul țării. Câtă vreme zorii... acele luminițe de la capătul tunelului încă mai sunt așteptați. Continuăm să pierdem pe fiecare zi sute, mii, zeci de mii și poate sute de mii de români care aleg calea străinătății în speranța unui trai mai bun, mai decent, în care să fie apreciați pentru munca desfășurată și să nu fie ținuți în acest salariu minim pe economie, care la un moment dat este dictat de anumite interese de grup care gestionează geografic și social anumite zone din țară și din județ. Pe acest fond, iată că apare un nou fenomen, acel al migranților care vin și a persoanelor care dobândesc în condițiile legii drept de muncă, drept de ședere în România. Și astfel vom retrăi ceea ce cu naționalii noștri acum 20 de ani, când plecau în străinătate prin diverse mijloace de transport, pe tren, pe subtren, pe poduri, pe câmpuri, o să vină alții să muncească la noi, cum și noi am făcut. În contextul unei lipse a unor politici sociale și a unei dezvoltări palpabile
pe care să o simțim fiecare dintre noi și nu de maniera că primim 20 de lei la salariu, 100 de lei la pensie, dar guvernul, statul percepe sume mult mai mari de la marea majoritate și în special de la acest privat care nu, nimeni nu vorbește de el. Devine de la contribuabil, dar privatul nu vorbește nimeni de sau majorări semnificative în acest domeniu. Și atunci va subzista această problemă a forței de muncă și fenomenul migrației. Pe de o parte, aș vrea să vă precizez că este un lucru bun, cu ghilimele de rigoare, că dacă am fi fost mult mai dezvoltați, atunci ne-am fi trezit cu mulți și mult mai mulți emigranți. Asta e ca povestea cu autostrăzile, bine că n-avem, că... Nu, dar totodată presupune și anumite riscuri prezența. Mai veneau emigranții, urcau prin tirul de-a de-alta, asaltau parcările, da. Da. Nu suntem în cale sau în alte regiuni. Am înțeles ideea, da. Da, e adevărat, dar să ne să tindem către bunăstare, nu către... Exact. Rămânerea noi în... tot tindem, nu lăsăm deloc, să știi că suntem foarte ambițioși cu tinsul, dar și ei ne întind, știi cum, ca pe cum a demestecat la, tot la pe noi. La căpșuni, da, la... Da, ne întind pe burtă. Castravezi, la ce... Unde mai dureros este... Legat de migrație, că tot spunea dânsul, de fenomenul în sine care, da, sufoca puțin Europa și să știi că se simte. Uite, spre exemplu, la Viena a început să apară mizerie pe stradă, prea mulți, foarte mulți, extraordinar de mulți. Și aș spune doar un singur lucru, ca să nu mai vină peste tine arabii, eu cred că trebuie să nu mai mergi tu peste ei prima și prima dată. Lasă-i în pace, nu te mai duci acolo să le bagi furtunașul în gaz și nici în petrol, că de-aia le dai 5.000 de bombe și după aia normal că și-a camera de tractor o umflă, urcă 15 pe aia și vin în Europa. Și te miri că au năpustit pe tine. Lasă-i în pace, până la urmă că Europa poate să decidă din punct de vedere că nu a dat numai suaniei, s-au găsit și ai noștri cod la cod, hai să dăm cu pișcăricele. Și asta ar fi un fenomen care s-ar stopa foarte rapid, legat de stopatul nostru ca și emigranți, înțelegi? Emigrația forței de muncă. Nu știu ea la fel ce ai putea să faci, că tot timpul căutăm soluții, dar nu le avem. Și nu le avem, vă spun și de ce. Foarte mulți, și eu sunt unul dintre ei, care am stat, cred că în jur de 17-18 ani plecat din țară. Aduci bani în România, tesatul la un moment dat, strângi cât strângi, aduci bani în țară și aici te apuci ca un cetățean de bine să faci un business. Îți garantez și vă spun tuturor că nu poți face o afacere cinstită fără să faci evaziune. Deși foarte de că mi-asum ceea ce spun. Deci eu am încercat să fiu și eu corect în urmă cu ani de zile. Am avut bani, am avut alimentație publică, am avut taxiuri. Bă, nu poți să faci, mă, n-ai cum. Deci n-am cum. Dacă bat pe casă tot, mă neorocesc. Nu am cum. Deci statul pe mine mă obligă să fur, ca să înțelegi. Dacă n-aș face lucrul ăsta, aș pune numele firmei faliment. Că n-ai cum să-i spui altfel. Nu poți să ții un business în România la propriu, corect, din toate punctele de vedere, fiindcă ai falimentat, garantez, în maxim 6 luni, un an de zile. La ce cărți de muncă avem, la ce controle și ce, câte severe sunt, la câte se impun și la câte birocrație ai și la tot ce năpusește peste tine și la ce putere de cumpărare avem, fiți foarte atenți și la acest amănunt, îți garantez că falimentezi. Și atunci e normal că cel care vine de afară și încearcă și el săracu își face, ba un butic, ba așa o dubă, face și el transport, ba nu știu, încearcă pe alimentație publică. Urmăriți așa frumos, că nu-ți trebuie multă carte ca să analizezi, pe alimentație publică nu ai cum să te încorzi măcar vis-a-vis de marile marketuri care te sufocă de ce punct de vedere. Ei își permit să bage și expirate, ei își permit să facă anumite lucruri, ei își permit să vândă plastice, că nu mănânc niciodată mere roșii la ei decât plastice, fiindcă pe ei îi lasă în pace. Cine îi lasă în pace? Aici e paradoxul. Exact tu care ești român ca mine și ești organ de control. Exact tu pe mine mă joci în picioare și vii și mi-arunci ușa în cap, și dar alora de ei nu te apropii. De ce? Păi nu te apropii de chestii, sunt ambasadorul cu tare, să mai știu ce combinații de înaltă cât de ță. Și sunt chestii reale în România. Deci noi ne avem personalitate. Noi, în primul rând, ca oameni, că de la noi generăm totul. Eu de-aia spun permanent, băi, dacă nu pui puțină presiune, dacă până la urmă liderii și fac decizional, nu înțeleg lucrul ăsta. Că băi, s-a cam terminat că ne-a ajuns cuțitul la os, nu că ne-am deșteptat. Nu mai putem, nu mai rezistăm. Din mai multe puncte de vedere nu mai rezistăm. Oamenii de afaceri în rândul de față, discrepanța din salariul mediului privat și bugetar este extraordinar de mare.
Deci statul ne-a căpușat el pe noi, ca să înțelegeți. Asta nu va permanent, la alt mod. Dar acum parcă ne-a sufocat, dat de punct de vedere. Și atunci descurajăm și tinerii de care vorbim și sunt afară. Stau pe acolo 2, 3, 5, 6 ani, strânge un ban, vine acasă, face o căsă. Ce face după aia? Că dacă mănânci din garniță, cunoști și sentimentul ăsta, se golește garnița până la urmă. Deci dacă tu acasă mergi să spui și tu, să scrii o minim stabilitate, să ai un venit acolo de 30-40 de milioane. Bine, 30 de milioane cred că ar fi suficient ca să ești minim decent. O familie cu un copil. Minim, am spus. Dar ce faci că nu ți-i asigură nimeni și pe ăștia? Și vă dau scris, am încercat cu taxiuri, am încercat cu baruri, am încercat cu alimentație publică, am încercat cu tot felul de afaceri, construcții. Deci crede-mă că la un moment dat se rupe ceva. Și nu poți să mergi corect. Bă, să mă credeți, eu o spun. Am închis firmele, nu are să facă nimeni. Dar eu vă spun, nu poți. Închirieri de mașini în minerit? Da! Vorbim de lucruri diferite. Bravo! Și te felicit pentru remarcă. Deci vine altul. Bravo! Și parchează buldo, fără șerinde, cum ți-am spus. Și contează 7 ore pe zi. Iar eu m-am chinuit cu două taxiuri, am pierdut 10.000 de euro în câteva luni de zile, ca să știi. Pune la autocolante, pune la stații, pune case de marcat, fără tot felul de... Băi, am înnebunit. Și după asta stai la coada, auzi, ca să luăm loc. În 2008 s-a întâmplat asta. Păi măi, am stat 6 ani și acum. Păi nu te-a autorizat, că era tot pe blat, pe combinații, pe din astea și am rămas, până m-am dat drogatul jos, le-am dat poliș, am băgat într-un sac și stații și lămpi și tot ce aveam pe acolo și am vândut mașinile. Matematic, 10.000 pierdere. Asta îi se întâmplă oricăruia care vine să facă un business în România legal. Bun? După aia am făcut bar, iar la fel, bă, dacă îmi vine numai cu muzica, auziți oameni buni, îți vine unul care cu muzica, iese la puțin dintre altul, ci că și ăla tot cu muzica. Bă, vin vreo 3 ca să plătești muzica, patru, sau 4. Bă, eu ne-am tâmpit, te plătesc capul, el ce se des, tu vii și îmi spui mie că trebuie să plătești de tu de autor, după aceea mai plătesc numai și la oricine. Bă, bă, dacă m-ai nenorocit când m-ai încărcat în halul ăsta, să nu te mint statule, că pentru ca să marca și eu ce să fac. Vând și eu 50 de beri fără, ci vând și eu 5 cu... Păi n-am cum altfel. Că ăsta e statul român, el nu face un cântar să vadă, bă, duce-mă omul ca celor de afaceri, că piața se studiază foarte simplu. Nu, îmi dai și mă mitraliez cu tot felul de controle. Iar pe Schmidt de după colț și pe ălaltul cu marketurile, dacă mâine, nu știu, iau șoșoiul de urex sau șoricelul așa, 10 milioane mai găsești pe instanța amenda. Da. Păi și atunci unde este naționalismul și la liderii ăștia care ar trebui până la urmă să nu mai zic să mă ajute, domne. Doresc să nu mă ajute cu nimic statul. Care bă, dar nu mă omorâ, măcar! Care sunt au patrioți? Gabriela? Numai puțin, da. Au fost foarte multe abordări și poziții, chiar și că Călin Popescu-Tărceanu a vorbit două, aici și, și vizita pe care a avut-o chiar și cu oamenii de afaceri din Gorj despre aceste subiecte, despre faptul că oamenii de afaceri români sunt discriminați în propria țară și asta e situația. Știu că parlamentarii, europarlamentarii ALDE au pus problema dublului standard pentru că au vorbit colegii de platou mai devreme și despre asta. Preocupări există din partea tuturor. Cert este că niște realități despre care vorbea domnul Ivan mai devreme sunt incontestabile și că lucrurile s-au întâmplat în asemenea manieră încât nu poți să nu te gândești cum a putut statul român și instituțiile de forță ale statului român să permită, ba chiar aș spune să încurajeze distrugerea oricărui tip de capital românesc, care au fost interesele care au guvernat povestea asta, de ce oameni de afaceri care dădeau de mâncare unor familii din Gorj au fost, și nu numai din Gorj, din toată România asta, au fost hărțuiți până în ultimul moment, ca să ce? Ca să se întâmple ce? Ce s-a întâmplat și în cazul Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că așa cum știți, 7 ani l-au ascultat și în baie degeaba. Toate acuzațiile care au fost aduse de-a lungul timpului au fost degeaba, doar ca să încerce să țină pe loc sau să tragă în jos un om al cărui carieră politică deranja pe cineva. La fel se întâmplă și în Gorj, la fel s-a întâmplat cu afaceri de succes, la fel s-a întâmplat cu tineri întreprinzători care au încercat să-și investească puțini bănuți adunați cu greu în altă parte, la fel s-a întâmplat peste tot, pentru că eu cred că e un specific al în zona noastră să fim foarte răi. Și că în momentul în care cineva se ridică în loc să vrei să-l ajuți sau să te ridici și tu și să iei exemplu, vrei să-i dai în cap. Și cred că asta este o stare de spirit care din nefericire ne-a adus pe noi în situația în care suntem aici la Gorj. Stare de spirit care cred că ar trebui să se schimbe. Cred că oamenii, nu știu dacă ați remarcat chestia asta,
mergi pe stradă în alte orașe, lumea mai zâmbește, e mai relaxată, are alt tonus atunci când merge pe stradă. La noi toți oamenii sunt triști, toți oamenii sunt apăsați de griji. Este o situație care este inacceptabilă din punctul meu de vedere. Și da, vorbesc despre schimbare și eu și poate au vorbit mulți alți politicieni, domnule David Țoiu, de-a lungul timpului, dar vreau să vă spun ceva. Cred că și dumneavoastră resimțiți pustiul care se lasă peste Târgu Jiu în orice seară de weekend, când în loc să fie plin de tineri pe stradă, în loc să fie plin de tineri în diverse locuri din oraș unde să-și petreacă timpul, e pustiu. Trece o mașină odată la 5 minute. Ăsta e orașul în care vrem să trăim, ăsta e Gorjul în care vrem să trăim. Cine și ce argument ar putea să aibă când vorbește cu prieteni și se invite să se mute înapoi la Târgu Jiu? Care e argumentul? Aici nu suntem decât chitiți pe scandal, nu este nimeni capabil să lege o colaborare care să construiască ceva, suntem puși pe distrus, puși pe scandal și asta este atmosfera pe care o întrețin politicienii în Gorj și probabil că le convine pentru că au avut succes în afaceri, au avut, așa cum spunea Ivan, au putut să-și facă treaba și cu excavatorul tras pe linie, dar contat, au putut să-și facă treaba și politic pentru că au câștigat voturi de la puținii rămași aici, că sunt mai ușor de coordonate. Lucrurile astea trebuie să se schimbe și vrem, nu vrem, cu ALDE, cu alte proiecte politice, până la urmă Gorjul n-are de ales, este ori. Fie alegem să facem front comun cu niște oameni care au dovedit că pot să facă treabă și cel puțin în echipa noastră, vă dau exemplu primarului de la Turceni, primarului de la Rovinat, exemplu lui Ion Iordache, alte exemple de profesioniști care s-au alăturat echipei noastre și care au demonstrat că nu vin pentru că sunt niște oportuniști și se alătură unui partid pentru că vor o sinecură, cum s-a întâmplat în multe alte proiecte politice, ci sunt oameni care dacă mâine se duc la ei acasă nu mor de foame, dar s-au hotărât că vor să ia atitudine și nu vor să lase Gorjul să se ducă la fund cu totul. Și până la urmă asta e echipa pentru care eu girez și consider că nu ar trebui, cei care sunt de bună credință, n-ar trebui să aibă nicio rezervă să susțină echipa asta pentru că nu vrem să facem altceva decât să locuim în Gorj în continuare, noi și copiii noștri, în niște condiții normale și să nu mai fie Gorjul așa cum este în momentul de față, un județ terminat, distrus de niște interese și de niște politici care n-au fost capabili de nimic 30 de ani. Domnule David Țoiu, suntem la final. Da, eu zic că aceleași lucruri se întâmplă și la Rovinari, și la Turceni, dacă luăm și discutăm. Și acolo sunt aceleași interese ca la Târgu Jiu, și la Modru, deci în toate orașele. La Turceni au fost zilele trecute și acolo vă spun eu am văzut mici afaceriști care se dezvoltă, am văzut un oraș curat, frumos. Da, mă rog, nu e asta problema, că nu este. Într-adevăr, sunt foarte multe, da, spre deosebire totul depinde de grup, mă rog, fiecare pe cine cunoaște acolo. Sunt foarte multe interese peste tot. Eu știu că ai noștri au băgat un purei și, după câte știu, a trecut, dar o ordonanță de urgență la Atenua puțin să nu se mai plătească, nici televiziune să nu mai plătească, că și televiziunile plătesc sume colosale, la RCS, RDS, nu, la RCS, la UPFR, Credidam. Pentru că și televiziunile au trebuit slăbite de-a lungul, știu. Și UCMR-ul, sunt patru. Toate barurile din Târgu Jiu plătesc la aceste patru instituții sume la câteva milioane, la câteva zeci de milioane pe lună, să rețineți, funcție de câte locuri. Ne mai vorbim de ce trebuie să plătească televiziunile în sine. Mă rog, sume niște de fonduri foarte mari, care o televiziune locală poate să fie dusă într-o propastie din muzică, fără să ascult exact, nimic. Și ești obligat să plătești. Da. Și acest este inacceptabil, mai ales că ne dorim totuși ca presa să fie bun, lăsăm la doar câteva cuvinte despre problema migrației. Un minut. E o altă. Deci, referitor la migrație, președintele Băsescu a spus foarte mult. Devine Uniunea Europeană că ar trebui să întărească mult mai bine controlele la granițele Uniunii Europene, să nu mai pătrundă așa de ușor, cum zicea și Ivan, pe un cauciuc sau pe o barcă cu imediat și să ajungă, te trăiești cu ei în Italia și Italia trebuie să-i distribuie în toată Europa. Dar o cale pentru care toți românii au plecat afară, trebuie să o recunoaște cu toți, este că din 2012, de când este PSD-ul, s-a accentuat foarte mult această latură socială în defavoarea investițiilor. Dacă guvernul ar investi masiv în construcția de autostrăzi și o infrastructură extraordinar de puternice și de alte investiții, la salariile și facilitățile care s-au făcut în domeniul construcției, eu zic că foarte mulți dintre ei
s-ar întoarce în țară și ar avea foarte mulți de lucru la salarii destul de bune. Atât timp cât guvernul pune accent numai pe problemele, pe banca socială și creșterea, după părerea mea, în multe cazuri, nu mă refer aici la medici, în multe cazuri nejustificate salariile, mă refer în administrația publică locală, nu mai încurajează nicio concurență loială și cum locurile slibitate în domeniul bugetar și toate sunt sinecuri politice, știm cu toții, deci în domeniul bugetar n-au loc decât cei care aparțin partidelor de guvernământ sau, mă rog, și altor pile, este foarte clar că singura soluție este să plece afară. În domeniul privat, de unde provine 80% din buget, dar din păcate salariile sunt mici, pentru că domeniul privat, ați văzut, 58% este în comerț și turism, unde salariile sunt destul de mici. Cam asta este România în momentul de față. Aici nu se greșește, aici sigur că asasinează la propriu economia. Ăsta da. E asasinat. Dar impozitarea este foarte bine. Dai la unul salariul minim 1260, dar trebuie să dai 975 și la bugetul statului. Să rețineți, la 1260, 975 stătut la bugetul statului. Da, atât în seara aceasta. Are de unde să dea către bugetare. Vă mulțumesc pentru participare și vă mulțumesc și în alte emisiuni. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Rămâneți cu Tele3, numai bine. Pam, pam. Acțiunea intitulată Cine a fost odată în Gorj, închinată centenarului Dincă Schileru, va avea loc pe 21 mai în localitatea Bâltenii. Vor avea loc lansări de carte, dar și vernisaje și spectacole literar-muzicale. Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați de o femeie de 32 de ani din comuna Aninoasa despre faptul că persoane necunoscute i-au furat autoturismul pe care îl lăsase parcat și asigurat pe strada Ciocârlău. Un tânăr de 20 de ani din Țicleni a furat ATV-ul unui consătean și l-a modificat pentru a nu fi depistat. Băiatul furase ATV-ul în noaptea de 20 spre 21 aprilie din curtea unui localnic de 37 de ani. Tragedie în comuna Cătunele, unde o pensionară imobilizată la pat a murit asfixiată după ce locuința a fost cuprinsă de foc. Femeia de 83 de ani nu s-a putut apăra din calea flăcărilor. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnal! Două direcții din cadrul primăriei Târgu Jiu ar putea funcționa în noua arenă sportivă.